Salut, eu sunt Sherry, bine v-am regăsit la un nou vlog. Ați văzut banii în thumbnail, ați dat click pe vlog, este, vă plac astea cu bani. Fraților, pentru cei care n-au văzut ultima ediție din Sherry Show, am avut noi acolo un monolog despre păcănele. Am vorbit serios despre chestia asta cu jocurile de noroc și despre cum niciodată n-ar trebui să speri că te îmbogățești din jocuri de noroc. Întotdeauna casa câștigă și tu pierzi. După care am stat și m-am gândit, zic, bă, eu n-am jucat niciodată la păcănele. Și până la urmă mi-am dat așa cu părerea despre chestia asta, fără să încerc, fără să văd despre ce e vorba. Am 4 prieteni lângă mine, am 4.000 de lei pentru ei și 1.000 de lei pentru mine și suntem într-o cârciumă foarte, foarte frumoasă, undeva la periferia Bucureștiului, care are o minunăție de acest gen. Un astfel de aparat unde se pierd nervi și bani și zile. Așa că, fraților, vă rog aplauze furtunoase pentru Andrei Ciobanu, Alex Ioniță, care este writer la Sherry Show, Bogdan Măreere, comediant, Costi Max, Carafă Junior din filmul Five Gang. Pași de pe proprietate. Mecanismul este foarte simplu. Fiecare dintre voi primește 1000 de lei, da? Și în timp ce Andrei Ciobanu, Bogdan, Costi și cu mine vom băga banii la păcănele, Alex Ioniță are voie să-i cheltuie oricum dorește el, dar n-are voie să-i bage la păcănele, pentru că vrem să facem o comparație până la capăt. Adică nu doar că vrem să comparăm dintre noi dacă există cineva care câștigă și dacă există cineva care iese pe profit din treaba asta, dar vrem să vedem de asemenea ce ai putea să faci cu 1000 de lei dacă nu-i bagi la păcănele. Acum ce facem noi aici, foarte important să spunem, nu e sponsorizat de nicio companie de jocuri de noroc, noi nu încercăm să încurajăm jocurile de noroc, dimpotrivă, facem un experiment ca să vedem exact cum se pierd banii la păcănele și mai ales cum se instalează dependența asta de jocuri de noroc și de păcănele. Dar cred că vorba multă, sărăcia omului și sărăcie cred că o să fie și în buzunarele noastre după challenge-ul ăsta, așa că hai să trecem la treabă. Da, mă, să vă arăt eu cum se face, mă, la asta. Păi pe 20 de bani ce să câștigi, mă, când o să câștigi vreodată pe 20 de bani, mă? Salut, eu sunt Costi Max, n-am o specializare, nu mi-o fac de toate, instalez Windows, sketch-uri, ce vreți voi. Și Eli, sincer să fiu, nu știu de ce m-a chemat, cred că i-a anulat cineva cu 10 minute înainte, vreo Ina, vreo Antonia, cineva, și s-a gândit la mine, că altfel nu-mi explic. Mi-a zis ceva de 10 milioane, după nu mai am citit 10 milioane nici, că mi-a păsat ce, am zis că mă bag, orice ar fi, mă bag. Cireșe! Eu din 10 lei ce băgam, scoteam 15, bombă rău de tot, eu nici nu fumam, eram șmecher rău cu 15 lei. Acum că îmi dă 10 milioane, din 10 milioane, prost să fii, mă, să nu pleci cu un ban de la aparat. Haide-mă, haide-mă, haide. Pe toate mi le dai pe dos, mă. Haide-mă. Am o ultima mână, mă. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Eu sunt Sherry, n-am jucat niciodată la păcănele, n-am băgat niciodată bani la pariuri, nici măcar la pariuri pe jocurile video, n-am nicio experiență la chestia asta, nu știu cum funcționează păcănelele, nu e touchscreen. Costi, explică-mi tata, te rog eu, că nu înțeleg nimic, deci nu înțeleg absolut nimic, văd numai niște fructe, niște legume, zici că ia prozar. Gen, nici măcar nu înțeleg mecanismul jocului, adică eu nu înțeleg nimic ce se întâmplă pe ecran, o să vedem ce o să iasă. Păi uite, brosule, îi dai de aici. Important sunt pepenii și strugurii. Asta e important, ăștia dau bine. Mie nu-mi plac pepenii. Aici trebuie să-ți placă, aici zic eu că-ți plac. Start bet. Trebuie să vorbim aici cu doamna Jenny, nu știu nicio ce se întâmplă la asta. Ha, a trecut prin multe ăsta, prin palme vorbe și durere. Iar am pierdut, mă. Să-i dau așa în continuu? Da. Ia uite-mă cum putea să o aliniez. Ia vezi, mai dă nimic. Oh, am 3 cireșe. N-ai să-mi dai și mie 50 de lei până pe 15? De ce, mă, să-i bagi la păcănele? Nu, mă, bă, așa, mă, știi, mă, trebuie să ajung până în centru. Păi, i-am băgat pe toți în aparat acum. Așa e challenge-ul. Și nici n-ai pe cineva pe aici să sun și pe 50 de lei. Gamble or correct. Bă, am un win de 600, eu aș băga un corect, frate, direct. Bă, am zis corect. Și-a dat corect? Nu, deci eu nu înțeleg jocul, băieți, nu știu cum să vă explic. Deci nu înțeleg jocul, efectiv, adică... La mine, când eram mic, singurele jocuri de-astea de noroc pe bani erau jocurile de noroc cu părinții. Adică încercam norocul aia de mamă, mai dă-mi și mie 10 rei, mai dă-mi și mie 15 rei. Cumva tot un fel de jocuri de noroc, dar acolo nu exista riscul să pierzi nimic. Adică încercai și vedeai, dacă aveai mână bună, îți mai dădea mai la 15 rei. Bre, bine! 4.000!
pierdut toți banii. Bă, sunt date dracu păcănele astea, bă, băieți, să nu băgați bani în păcănele, original vă zic, deci nu există. Bă, deci eram cel mai mare campion. Deci până acum 30 de secunde, eram cel mai mare campion. Stați așa un pic. Lucrez de aproape un an la Academia de Vlogging și mai sunt doar câteva zile până la lansarea de pe 10 februarie. Pentru toți cei care vreți să vă faceți carieră din vlog, care vreți să vă duceți conținutul la următorul nivel, am construit cel mai complex curs de vlogging din România. E uriaș, e împărțit în 37 de videoclipuri, 37 de capitole și te trece prin absolut tot ce trebuie să știi. De la cum să filmezi și cum să editezi, să faci thumbnail-uri, până la cum să faci bani, cum să scrii un scenariu, cum să atragi campanii publicitare, absolut tot. Pe 10 februarie, Academia de Vlogging se lansează pe site-ul meu sherry.ro și apropo va avea un preț de vreo 5 ori mai mic decât majoritatea cursurilor din România, pentru că vreau să-și permită oricine are idei bune și vrea să știe tot despre viitoarea lui carieră. Vă pup, să ne întoarcem la video. Sincer, e prima oară pentru mine când fac treaba asta, nici nu știu cum funcționează bine păcănelele astea, că eu am ales fac facultate și nu prea merg eu una cu alta. Ia să punem aici, îmi dă și o cafea? Press. Start. Nu vrea. Start. Păi nu se mișcă nimic aici. Win zero. Păi Win zero nu-i bine. Na, mai punem niște bani. Ia mă bani, mă, ia că nu s-ai mei, ia, liniștit, hai, hai. Nu mai vrea să-mi ia bani. Uite, e băia bun, a zis că a luat un milion și nu mai vrea să mai ia, hai mă. Dacă ar fi să parafrazez pe celebrul filozof Florin Salam, am norocul scris în frunte, e norocul meu. Da, în general am avut noroc atunci când a fost nevoie. Nu știu dacă la păcănele sau la jocuri de noroc, dar... sunt un om destul de norocos. Hai să vedem dacă merge și cu cireșele, nu doar cu destinul. Mamă, stai să vezi. Bă, dacă era, știam că e așa simplu, jucam din clasa 9 la păcănele. Hai să vedem, 260.000. Hai să ajungem până la 400.000. Bă, ce faci, mă, Andrei? Și bine, n-am timp, ce vrei? Auzi, unde și un milion? Ce mă, milion? Pentru ce? N-am bani. Până săptămâna viitoare. Păi, dar pentru ce îți trebuie? Am și eu nevoie. Uite câți bani ai, mă, te mai auzi la un milion, mă, tu. Băi, lasă-mă un pic, uite, eu am câștigat acum, uite cât câștig aici. Asta zic, asta, un milion jumate, dacă... Stai un pic, dacă îmi intră asta, îți dau. Na. Porți ghinion, pleacă de aici. Mă, Andrei, hai mă, te rog eu frumos, un milion. Bă, tu nu vezi când porți ghinion? Combinație cu tine, Andrei. Ce? Am una bună, rău, de tot. Zi, cât porți? La ce? La pantof. 45. 45. Ia vezi, mă, ghetele astea, 44. 25 de sute. 200. 2 milioane. Ce să fac, mă, cu ele? Ești nebun? Uite ce ai în picioare. Hai, te rog eu, Andrei. 2 milioane, te rog eu. Dar ce vrei să faci cu banii? Zi sincer. Întreținerea, Andrei. Întreținerea? 2 milioane? Dar unde stai? Stai în One? Unde stai? Suntem mulți, Andrei. Familie mare. Renumerație mică. Gata. Bag toți banii. Îi dublez. Și mă duc și mă combin cu Ariana Grande. Gata. Stai ca să vezi acum. Hai. Ia. Bun. Bun. Hai, frate. Zici că e cariera mea. Două cărți bune și pe aia s-a dus. Ai, nu cred. Zero? Pe bune, zero? Acum, iartă-ți, mă scol mâini la 6, mă duc la matinal. Prima oară trebuie să băgăm foarte puțin, 50 de lei, trebuie să luăm pulsul aparatului. Hai să vedem dacă e ea. Bă, am jucat la păcănele de când am împlinit vârsta legală, 12 ani, așa era în anii 90, la 12 ani aveai voie să joci. Ăsta-i, mă, ăla cu poker pe care îl știu eu așa. Ideea e că eu tot timpul scot de la aparate. Deci asta vă spun de acum, eu tot timpul am spus de la aparate. Deci a dat de 3 ori 3 cireșe în linie, urmează și speciala. Imediat. Uite acum. Haide, tată. Haide, tată. Ia de că vine, mă. În ce an e făcut aparatul ăsta, că nu știu. Contează mult și anul. Că trebuie să știi cum să iei aparatul, trebuie să-l iei frumos. Asta-i, mă, și fii atent, că ăsta-i bonus. Dă-i. Roșie, roșie, roșie. Și acum el se așteaptă să dau neagră, că au pus prea multe roșii, dar dai totul. It was at this moment that he knew. He fucked up. Hei, eu sunt Alex Ioniță, comedian, dar fac parte din echipa de writeri Shelly Show și practic sunt efectul placebo din experimente. Pe mine nu m-au lăsat să joc la aparate, deși mă pricep super bine și aș fi câștigat. Mi-au dat 1000 de lei și mi-au zis, băi, vezi ce poți să faci cu banii ăștia toată ziua asta? Am fost, am mâncat o shawarma. Nu știu dacă o să am o zi mai bună decât ei. Poate unii o să câștige. E un experiment. Vedem ce se întâmplă.
Cred că cineva o să câștige totuși, o să iasă mai câștigat decât mine, dar eu cred că o să fiu lejer pe locul 2 la bani, la bani mai puțin pierduți. Nu știu cum s-a întâmplat. Bine acum, dacă s-a mai jucat și înaintea mea cineva și-a luat toți banii, ce să mai iau și eu? Nu cred că am avut o reacție exagerată. Las-o, dracu de treabă! Că, bă, eu când mă joc, joc cu pasiune, frate, joc cu sufletul, că așa mi-a zis mie domn profesor. Când faci ceva, să faci cu sufletul, frate. Acum mai câștigi, mai pierzi, eu am jucat până la capăt, all-in, că așa e vorba. Nu ca... nu dau nume. Bă, chiar dacă nu am ieșit pe plus așa cum am vrut, eu totuși am scos. Eu scot tot timpul de la păcănele, asta e clar. Să veniți să scoateți, că mai am și eu aici 5 lei. Ideea e că orice îi face, tot ieși pe minus, tot rămâi falit până la urmă, rămâi și fără prieteni, ca într-o căsnicie. Dacă nu știi când să te oprești și dacă nu știi când să spui stop, s-ar putea să pierzi toți banii. Și oricum, dacă te prinde microbul ăsta, pe termen lung, cu siguranță vei pierde. Nu prea sunt foarte mulți oameni care pe termen lung au devenit milionari din păcănele. Eu am pierdut banii, dar oricum n-am înțeles nimic. Nu înțeleg care e hazul cu jocul ăsta. Bine, m-a prins și pe mine un pic, nu o să mint acum. M-a prins un pic. Bine, pentru mine experiența a fost oricum mult mai intensă decât la ceilalți, pentru că eu n-am pierdut doar 1000 de lei, eu am pierdut toți banii tuturor, că toți banii erau ai mei, am pierdut 5000 de lei, dar i-am pierdut cu un scop. I-am pierdut ca să avem un răspuns la întrebarea asta. Bă, se duc 4 oameni la păcănele. Fiecare dintre ei are 1000 de lei. Există vreo unul care o să plece cu bani pe plus de acolo? Cred că ați aflat răspunsul. Nimeni n-a ieșit pe plus. Nu mare rost să lungim subiectul, vă las doar cu o vorbă de duh, da, dintr-o manea de suflet. Am jucat, doamne, o noapte și nu l-am văzut pe 7. Ce? Ei au pierdut la păcănele? Atunci, da, la mine... Da, și nici la mine n-a fost senzațional. E ok la shopping, a fost super, ce pot să zic. Eu nu mai am niciun ban, sper să nu-mi ceară echipa de producție absolut nimic. Am cheltuit absolut toți banii în frumusețea mea și în articole pentru mine. Da, evitați aparatele. Evitați aparatele, e o boală cronică. Sper că colegii mei de platou nu o să-și piardă acum alți bani în jocurile astea de noroc. Nu știu voi, dar eu unul n-am fost deloc prins de microbul ăsta și nu mai joc niciodată. Hai mă, măcar acum! Nu sunt trist că am pierdut, pentru că nu erau banii mei. Morala de astăzi, băieți și fete, este că decât să băgați banii la păcănele, mai bine îi băgați oriunde altundeva. V-am pupat! Și ca întotdeauna, fraților, dar de oare ceea ce-ți vlog este aproape fumat, v-aș vrea să dați un mare, mare pumn butonul de like, să-i dați un share pe story, pentru că mă ajută tare, tare mult. Dacă încă n-ați făcut-o, să vă abonați. Cele mai fresh cursuri de vlogging le găsiți doar la Academia de Vlogging pe vlog.sherry.ro. Eu m-am dus. Pa!